Cu antrenamente programate zilnic în această săptămână pe stadionul municipal din Câmpul Lung, CS Rucăr pregătește atent returul barajului de promovare în Liga 3-a cu Dunărea Calafat. Mușelenii vin după un rezultat de egalitate în manșatur 1-1 și mai ales după un joc bun în repriza secundă. Din punctul nostru de vedere a fost un joc pe care în prima parte nu l-am controlat așa cum ne-am propus. Am reușit să revenim în partea a doua. Faptul că am și primit gol în jumătatea, undeva dincolo de jumătatea primei reprize, a însemnat pentru noi un moment de revenire în partea a doua, în repriza a doua, un moment de ambiție în plus. Am făcut într-adevăr repriza a doua una destul de bună, destul de incomodă pentru adversari. Am stat mult mai bine și din punct de vedere fizic. Ne-am creat superioritate, ne-am creat ocazii mult mai multe decât adversari în partea a doua, dar una peste alta credem noi că este un rezultat echitabil, chiar dacă noi ne-am fi dorit să venim cu toate cele trei puncte de la Calafat. Așa cum am spus-o și înainte de joc, șansele sunt 50-50, nu trebuie să ne supra-solicităm șansele noastre, nu trebuie să subestimăm adversarul, din contră, noi trebuie să fim pregătiți, să fim preocupați, așa cum am dat dovadă în ultimele partide disputate, atât în campionat cât și în jocul de la Calafat, să fim preocupați de joc, să fim preocupați doar de ceea ce înseamnă rezultatul final și anume victoria. Tehnicianul Vali Cocoș este atent la fiecare detaliu în timpul antrenamentelor pentru a putea lua deciziile corecte în stabilirea 11-lui de start, mai ales că se confruntă cu unele probleme medicale în lot. Sunt, din păcate, sunt ceva probleme. Golgheterul seriei, golgheterul Ligii a 4-a, Răzvan Necșu, care a suferit o întindere chiar la un antrenament dinaintea jocului de la Calafat, încă este în recuperare. Sperăm noi să-l avem apt 100% la jocul retur de sâmbătă. De asemenea, Gicuță Olteanu a suferit ieri o accidentare cu o tăietură pe coapsă. Se pare că și el va ieși din circuit. Sperăm ca până la ora jocului să fim conectați și să fim pregătiți cei care prind lotul de 20 să dea dovadă de caracter și să aducă echipa Rucăr la promovare la locul 3. Prin intermediul Mușcel TV, jucătorii de la CS Rucăr fac front comun și îi cheamă pe spectatori în tribunele stadionului din Câmpul Lung pentru a-i susține în acest meci extrem de important, nu doar pentru ei, ci pentru întreg fotbalul mușcelean. În Georgia Genalu și vă așteptăm sâmbătă la orele 17:30 pe Municipalul Câmpul Lung, un număr cât mai mare să ne susțineți. Numele meu este Slănoiu Vasile, sunt de la CS Rucăr. Sâmbătă avem returul cu Dunărea Calafat la ora 17:30 și așteptăm într-un număr cât mai mare suporterii să vină să ne susțină. Bună ziua, sunt Ghiță Ștefan, vă așteptăm la meciul dintre CS Rucăr Dunărea Calafat la stadionul Câmpul Lung la ora 5:30. Avem nevoie de voi. Chirciu Claudiu este numele meu, vă așteptăm sâmbătă la ora 17:30 în tribunele terenului de la Mușcelul să ne susțineți în a doua manșă cu echipa din Calafat, unde sperăm să facem o figură frumoasă, să vă facem fericiți și să promovăm. Haideți la meci! Patronul Marius Andrei, vă așteptăm în număr cât mai mare la stadion pentru a ne susține, pentru a ajunge la Liga 3. Mă numesc generalul Gabriel Marian și vă așteptăm sâmbătă la ora 17:30 la meciul pentru promovare în număr cât mai mare. Vă mulțumim și hai Rucăru! Pregătiți pentru rătur, așteptăm pe toată suflarea fotbalistică alături de noi, toți locuitorii și iubitori de sport și de fotbal, în special din zona Mușcel, rucărenii noștri și, de ce nu, toți argeșenii care vor să vadă, sperăm noi, un spectacol fotbalistic și la final să ne putem bucura împreună de calificarea și promovarea echipei CS Rucăr în Liga 3. CS Rucăr Dunărea Calafat se va juca sâmbătă după amiază de la ora 17:30 pe stadionul municipal din Câmpul Lung. Intrarea este liberă.